Altceva, mamă. Ce, mamă? Ceva musuros. Un suros? Un suros și-a alunecat pe gât în jos. Să știi, mamă? Să știi, mamă, că a fost un baboi. Toamna Severineană vine cu spectacole pentru toate categoriile de public. Iubitorii de teatru vor avea parte de un spectacol în aer liber pus în scenă de actorii trupei Atmosfer 2011. Repetițiile sunt în toi. Stop! Să vreau să facem acum un exercițiu de concentrare mic, da? Deci când o să bat o dată din palme, mâinile sus, când o să bat de două din palme, mâinile la spate și când o să bat de trei din palme, mâinile în șol. Teatru e un joc, teatru e magie, e frumos să poți să-ți arăți aptitudinile, poți să înfrunți publicul față în față. Deci această experiență, să joci teatru în spații neconvenționale, este foarte dificilă, dar noi sperăm că va fi cu succes. Îndrumați de actorii cu experiență, tinerii care fac parte din formația Atmosfer 2011 repetă de zor replicile din piesa de teatru pe care o vor prezenta publicului săptămâna viitoare. Când va fi spectacolul, mă aștept ca tuturor să le placă, să fie o atmosferă bună și să ne descurcăm cu toții. Rolul meu este de o broscuță fermecată care îndeplinește dorințe unui țigan și unui rege. Cum crezi că o să te descurci? Cum e la repetiții? Ești pregătit pentru spectacol? Eu cred că sunt pregătit pentru spectacol și de asemenea repetiții sunt înconjurat numai de oameni talentați și prietenoși. Sunt niște copii foarte talentați care promit foarte mult și sper că în viitor să ajungă și ei actori pe scenă. Deci e bine că tineretul de ziua se preocupă foarte mult de teatru și cultură. Și noi ăștia mai în vârstă încercăm să învățăm și pe ei și pe că ne ascultă. La început e greu, dar până la urmă iese bine totul. Eu cred că o să evolueze bine. Sunt foarte mulți noi, dar noi avem încredere că o să iasă bine. Ca de obicei, la noi iese totul strună. Spectacolul de teatru va fi susținut în aer liber pe esplanada Casei Tineretului din Drobeta, Turnu Severin. Actorii vor interpreta piesa lui Caragiale, Dă de mult, mai dă de mult.